Această emisiune vă este oferită de Avis 3000, gustul mileniului 3. Bună dimineața, nu de ce scripitor suntem în dimineața aceasta. No? Parcă mai convine așa, nu e așa ceață, da. Super zi de miercuri, în care vom avea grade multe, nu și astăzi. Da. Frumos. Ca și ieri, de altfel, când am avut o vreme super. Nu și ieri am avut o zi în care m-am plimbat. În care ai consumat benzină. Dragul meu, peste tot e plimbat. Peste tot, și-au... super zi. Așa, super. O mare caracter. Vestea dimineții este că președintele Hugo Chavez a decedat. E puțin pe lume. Cealaltă... Hugo Chavez. Nu o glumesc deloc, este știrea dimineții. Na, asta este, s-a terminat și cu... A mai picat unul, să zicem așa, dar de departe nu e la fel de interesantă decât știrea că Joana, la emisiunea Jocuri de Putere, spune: sunt cel mai potrivit să devin președinte. Bă, da? Deci omul are obsesie, frate. Personal, sunt cel mai bun să fiu președinte, dar USL are candidat, a spus socialdemocratul la Realitatea TV. Bă, Mihaela, 2 august a mea. Da, spune cu cine s-a iubit Oana Zăvoran. Nu pot să spun că e așa o chestie, de fapt știrea e o prostie, că șocul anului în showbiz. Oana Zăvoran, omor nebun cu un celebru fotbalist, dar de fapt e un film care îl va face ea și joacă rolul și o s-a iubit cu Claudiu Niculescu și niște din altele. Nu ne interesează de Oana, de Oana Zăvoran. Da. Hai să începem cu o cafea în dimineața aceasta. Pentru că de așa începem dimineațile cu cea mai bună dimineață. Colega mea va pregăti o cafea în această dimineață. La colțul, colțul magic. La Băruleț. La Băruleț. Avem Băruleț și nu sunt deloc nătăflet. Azi seară Champions League. Din păcate, șapte ce ți-am spus eu ieri? Borussia ce ți-am zis eu ieri? Inimicesc nemții. Și aveam dreptate și cu Manchester, da, dacă nu le dădea omul afară. Da, 3-0 a câștigat Borussia Dortmund, după ce în tur a fost 2-2, iar acasă Manchester nu a reușit să obțină calificarea 1-2. După ce a condus cu 1-0, a fost eliminat un om de la ei și Real a reușit să câștige cu 2-1 și s-a calificat mai departe. De seară avem alte două meciuri interesante în Champions League. Este vorba despre Juventus, Celtic și Paris Saint-Germain cu Valencia. Bă, colegul, dar și aici la nivelul ăsta s-a ajuns așa, să dai omul afară, să-l ajuți pe Mourinho să meargă Marele mai departe. Marele Mourinho. Nu? Marele Mourinho. Trebuia să meargă mai departe. Facebook.com, avem lucruri din ce în ce mai interesante pe pagina noastră de Facebook. Asta denotă și like-urile pe care le primim într-un număr din ce în ce mai mare, nu? 600 și... Bă, dar au venit la like-uri, nu știu de unde vin like-urile astea, că eu oricum niciodată nu înțeleg ce... 615 da. Like-uri pe pagina noastră de... Vin like-urile, ieri stăteam așa și mă uitam în timp real cum vin. Puc! Știi, ca și picătura chinezească. Puc, mai pica unul. Puc, încă un like și așa mai departe. Aveam o poză. Ai filmat? Ce bine mi-a miros. Da, dăm puțin. Așa, dă-ne. Știi, reclama aia. Fă așa, ca și să vină Moș Crăciun. Avem imagini din emisiunea în care am avut o invitată pe Alina State ieri și avem un colaj de poze pe care l-a făcut un colaj? Colega. Colaj e foarte de poze. Tare, pe bune, pe mine m-a impresionat asta. L-ai citit? Să citesc pozele? Da, nu vezi, scrie ceva pe poze. Nu am citit. Nici nu știu că avem așa ceva. Ai văzut? Păi dacă... Ce slab pregătit ești în dimineața aceasta. Păi ce face? A fost pus târziu la miez de noapte. Nu, păi cine la ce? Pe profil a fost pus mai devreme. Uneori nu înțeleg mare lucru. Perfect, asta e super, Betane. Dacă vrei să vedești despre ce e vorba. Dar zâmbesc. Facebook, cea mai bună dimineață. Uneori mănânc tot timpul în emisiuni. Este vorba despre perfect. Colega noastră. Îl dai? Ba, dar lasă să-l dea, că e fain. Bine. Și cine a făcut subtitrarea? Eu. Tu? Da. Îți vine să crezi? Nu te gândi că te duce capul așa departe. Ești fantastică, ești extraordinar. Ai văzut? Ești fantastică, pentru că este asta, faci o cafea. Ia mâncă. Singură. Cum nu bei? Bea, direct. Auzi, colegul, fii atent aici, o știre șmecheră. Sondaj Geopol. Acest sondaj ne explică de ce merge România așa de bine și de ce e totul super tare în țara asta. Potrivit unui sondaj Geopol, realizat în perioada 18-25 februarie, 44,6 dintre români nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți de activitatea guvernului Ponta.
Totodată, 33,7% se declară nemulțumit și doar 16,99% sunt mulțumiți. Răspunsurile indică mai degrabă apatie, și aici e problema, decât atitudine politică, se arată în analiza rezultatelor consultării. Deci, oricine ar fi la putere... Rezultatele sunt acelea, spune la 46%, nu? Adică... Nu, dar 44% nu nici așa, nici așa. Domnul, sunteți? Nu știu. Cum adică? Nu știu. Păi ori ești, ori nu ești. Da sau ba? Și atunci poate să vină oricine să fie politician, să stea acolo în Parlament, că niciodată nu o să se răzvrătească sau să vreun român. Să crească benzină, să crească alea, curentul. Apropo de curent, mi-a venit o factură la curent, am zis... Te-ai liniștit. Am zis, halo, cum? Că în urmă cu puțin timp, prin decembrie, plăteam... Mai easy. Mai subțire. Păi și de ce așa mult? Păi de-aia se măresc toate. Hai să văd și... Hai să dăm imaginea, că e tare de tot. Imaginile. Cu Rebecca. Ia uitați-o ce șmecheră. Nu știu cât se vede scrisul pe televizoarele voastre. Dacă vreți să vedeți mai în detaliu pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/cmbdtv. De fapt, în fiecare zi mănânc în direct, corect? Cea mai bună dimineață. Uneori mă și dansez. Aoleo, asta cu dansul e tare de tot. Cu chitara, e cu chitara cu pușca. Mă și dansez. Da. Dar puteai să scrii cu altă culoare, că nu prea pot să citesc cu albul ăsta peste. Noi ăștia, da, să-mi iau și ochelarii. Like. Ce tare asta! Asta e prietena ta, Andreea Maria? Da. Bravo. Așa, fantastic. Și ce de like-uri la poze. Colegul, explică că iară nu mă price, știi că sunt normal. Cea mai meseriașă. Nu, explică-mă așa. Zi. Că nu știu cu pozele, cu Facebook-ul ăsta. Like-urile care îți vin la poze sunt alte like-uri decât like-urile da. Lupește. Da. Da, sunt altele. De la da. Persoanele care ți-au apreciat... Nu neapărat. Păi și ăia de ce mi-apreciază numai poza și nu mă apreciază și pe mine? Păi, de exemplu, apreciază numai pe colega ta și nu te apreciază pe tine. Și atunci nu-i dă like la pagină. Am înțeles. Deci din cauza mea nu vin like-uri la pagină. Asta e concluzia. Pentru că fii atent. Unele poze au mai multe like-uri decât avem noi la pagină. Nu, asta n-am priceput-o. Da. Am o admiratoare? Bă, dacă am una e bine, fericit. Auzi, îmi zice Albert că am o admiratoare. Auzi, dar spune... E și blondă. Da. Blondă. Ai auzit. Dar tu de unde le scoți? Că eu nu găsesc pe aici pe Facebook niciodată nimic. Albertare altă... Na, bine. Bine. www. Mai citeți așa, da. Cea mai bună dimineață.ro. Astăzi vedeți prima parte a prezentării de modă. Foarte tare a fost prezentarea. Da. Dar colegul, am fost cei mai tari ever. Da. Și da, vrei să spun ceva? Din partea cuiva? Ai greșit. Ai făcut totul praf. Și ai făcut totul praf. Ai greșit. Ești varză, colegul. Ați fost. Am fost. Corect. Nu numai eu, nu? Ați fost deci varză. Am fost. Da, da, am fost varză. Și da, vedeți în ora cu numărul 2 și aici în cea mai bună dimineață, prima parte. A fost bani, a fost praf, a fost greșit tot. Eu sunt doar în a doua, nu? Desigur. Calendarul zilei. Dar avem ceva funny? Avem. Bă, dar fii atent, hai să zic, mie nu mi s-a restartat ăsta. Nu mi s-a... Păi refresh, nu, tot e... 6 martie a apărut. Aoleu, motherfucker, ce-a luat ăsta gură de nisip. A căutat pești. Mamă, ce gură de nisip a luat. Oh, vai, eu am înțeles să iei o gură de aer, să iei o gură de apă. Dar eu tot n-am înțeles ce a vrut să facă. Apa. Să plonjeze. Colegul, apa era mai încolo. Avea probleme. Valul, nu știi cum vii. Dar nu mai venea valul. Valul nu venea. Fantastic a fost asta. Calendarul zilei. Martie 1475. Cel mai tare. Cine s-a născut? Michelangelo. Michelangelo Buonarroti, sculptor. Michelangelo e cunoscut, nu știu prea știa multă lume că îl cheamă și Buonarroti. Sculptor, pictor, arhitect și poet italian, recunoscut ca cel mai de seamă artist. Cum? Da, da. Acesta e. Ești sigură? Sigur, da.
Semăna, seamănă de fapt sculpturile. Dar că e un tablou Pieta Moise David. O să aduc într-o zi pe stick să prezentăm niște poze de la Vatican, când am vizitat anul trecut Vaticanul, celebra Capela Sixtină, în care m-am simțit fantastic. Da, în 1619 s-a născut eseistul și dramaturgul francez Savinien de Cyrano de Bergerac. Da. Ai auzit de Cyrano de Bergerac? Am făcut școala împreună cu el. Cum n-ai auzit de Bergerac? Bă, auzi. Ai, ți-a spus că am auzit. Mă, film mare cu Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac. În 1853 are loc la teatrul La Fenice din Veneția premiera mondială a operei Traviata de Giuseppe Verdi. Libretul este semnat de Francesco Maria Piave, după Dama cu Camelii, iată-l și pe Verdi. De Alexandre Dumas, Le Fils. Da. 1926. Așa târziu te-ai dus. 6 s-a născut Andrew, nu știu. În 1920, mă, s-a născut Ernest Maftei. Ernest Maftei, da. N-avem Ernest Maftei. N-ai știu cine-i. N-ai auzit în viața ta de el. Na, de unde să știi tu? Da. Celebru țăran român, așa-i zice. Bă, dar a jucat în filmul ăla Ernest Maftei cu Veronica, nu, cu aia, Maria Mirabela sau ce, și în Veronica. Păi, tu, nu? Ce filme zici, schimbă filmul. Păi nu, eu am zis filmele alea, că am zis că poate am văzut și ea, că sunt filme de copii. Păi Veronica, n-am văzut filmul. Păi vezi? N-aș. Da, dar nu l-a văzut pe Ernest Maftei în film. Păi cum să nu-l vadă? Păi nu l-a văzut. Era un moș, un moș, bătrân. Dar un moș tânăr. Un moș tânăr era. Da. Citește tu, că nu știu cum se citește. Unde, în 1926. Andrzej Wajda. Considerat cel mai important regizor de film și teatru polonez. Pădurea, ce film a făcut? Pădurea de mestece și cenușă și diamant, nu le-am văzut. Am scăpat filmele astea. Le-ai ratat? Da, bă, dar în 28 s-a născut romancierul columbian Gabriel García Márquez. Laureat al primului Nobel pentru literatură în 1982. Uite, și ăsta ai putea să-l citești, Márquez. García Márquez e ca un fel de Paulo Coelho, nu că ar scrie la fel, dar numele sună la fel. Alo, ascultați, domnul Albert, mulți citesc Paulo Coelho ca citi mutu, ai prins-o? Deci, asta e ideea. Păi nu, mă, dar asta, dacă citi mutu, tu să nu citești, cum? E așa? 1940 și... Nu, colegul, 35, Margareta Pogonat. Da. Bă, fată. Uite, uite cum se uită. Ești ca aia din prima poză. Uneori îmi zboară mintea cu fluturi. Margareta Pogonat. Nici de asta n-ai auzit. Colegul explică de Margareta Pogonat cine era. Mare actriță, dragă. Mare, mare. Păi nu avem, că tu n-ai știut cine e. N-ai băgat-o aici. Na, mai zic, colegul, că două, pe Ernest Maftei și Pogonat ne-a făcut pilaf, colega. Altceva. Paul Grigoriu, ziarist, realizator de emisiuni la Radio România. Îl avem pe Paul Grigoriu, nu? Da, pe Paul Grigoriu, a? Uite că ăsta este. Apropo de Dr. Petru Groza, cred că apare și în presa locală de astăzi, nu de alta, dar are de-a face cu Deva, instaurarea guvernului Dr. Petru Groza în 1945, într-o zi de 6 martie. În anul 2000, Jocurile Olimpice de la Sydney, 2000 dintre cele 53 de monede comemorative consacrate acestei manifestări sportive au fost prezentate la Sydney 17, dintre care una considerată cea mai mare din istoria Jocurilor Olimpice, diametrul de 10 cm. Și în 2003, George W. Bush afirmă că dacă Saddam Hussein nu dezarmează de bunăvoie Irakul, Statele Unite vor atinge acest obiectiv prin forță, chiar și fără o nouă rezoluție a Națiunilor Unite, ceea ce s-a și întâmplat și ăia nici nu erau înarmați. Dar, na, mai contează? Acum 17 minute am scăpat calendar ortodox de frig, dar mai avem calendar ortodox înainte de asta. Sfinții 42 de mucenici din Amorea și Sfântul Mucenic Eufrosin se serbează astăzi. 42 de mucenici. Ăștia sunt altfel de mucenici, Vali, sau alții? Ăștia sunt alții din Amorea. Bun, perfect. Atât și acum, colegul? Meteo. Da. Că gradele or fi multe. Da. Și bine v-am găsit la rubrica Meteo. Ziua de astăzi nu va fi la fel de senină ca cea de ieri.
Cerul va fi mai mult înnorat, iar în cea de-a doua parte a zilei este posibil să apară și unele precipitații. Temperatura maximă de astăzi va fi de 12 sau chiar 13 grade. Acum la Deva avem 1 grad, 2 grade avem la Hunedoara, la fel și la Călan 2 grade, la Hațeg avem 1 grad, iar la Petroșani avem minus 1 grad. Vă doresc o zi frumoasă! Mulțumim tare mult! 616 like-uri pe pagina de Facebook. Robert Mihai ne-a scris aseară: cea mai bună dimineață este lângă persoana iubită. Da, tata, uiți la noi dimineața și e și persoana iubită lângă tine. De ce? Nu, be nu my guest, frate. Că pe pagina noastră tare oficială am pus prima parte din parada modei de la Târgu de Nuț. Dar, colega, zi ceva de că mai e o leacă, o lecuță. Până mâine mai pot trimite SMS-uri. Până mâine mai puteți trimite SMS-uri. Oricum am primit foarte, 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 foarte multe mesaje. La concursul nostru puteți câștiga o pizza family de la pizzeria Etna, un aranjament floral de la Floreria Orhidea și un tort de ciocolată de la cofetăria Ice. Da. Dacă perfect. Trimiteți mesaje pe numărul nostru de SMS 0720 571 574 cu textul 8 sau cifra 8. Perfect. Spune-ne și câte like-uri, câte SMS-uri am primit până ieri neuitare. Da, ieri neuitare și aveam în jur de 400. Ce am zis? Ce n-am fost asta? Ne uitarăm. Noi mai avem și noi scăpări. Ne-am uitat. Ne uitarăm, e bine. Am uitat că ne uitarăm, de fapt ne-am uitat. Ne-am uitat. Colegul, da. Mai contează. Nu mai contează. Da. Și aveam 400 de mesaje. Dar uite, constat că acum o oră colega și-a mai pus o poză. Uite ce poze face colega. Aha, deci știu unde ai fost ieri. L-am dat de gol pe colegă. Nu pe mine. Păi dar ce, cu ce ai ajuns acolo? Treabă, eu de unde să știu cu bicicleta. Cu ce ai ajuns la cinci, fată? Cu ce? Până la pe jos ai luat-o, așa încet. La plimbare. La plimbare, da. N-ai mai văzut cincișul până acum? Ba, mai fost o dată. Și? S-a mai schimbat de atunci? Nu. Au mai intrat apă sau nu? Bine, avem pauză și mai crescut apa. Aerobic, ora următoare avem sprijin pentru sănătate, că astăzi este miercuri și nu uitați, la începutul orei cu numărul 2 avem prima parte din parada de modă de la Deva Mall. Este momentul pentru cele două concursuri, pentru că nu e așa, este miercuri, primul dintre ele. Două deodată? Deodată. Așa vrei tu? Deodată. Eu zic primul să-l facem cu tricou. Fă-l cu ce vrei tu. Da, primul tricou, primul... Primul tricou. Primul tricou. Primul concurs e Vali? Un tricou. De la Sata Media și cea mai bună dimineață, 0354-101-315. Cu tarif normal, un tricou, ia uite ce mișto scrie aici. Câștigi un tricou personalizat. Talon, premiu, foarte tare tricou. Să le explicăm puțin modalitatea. Practic câștigați un tricou de la Sata Media, aveți un set de modele acolo din care puteți să vă alegeți. Mergeți cu talonul și o să aveți un tricou pe mărimea dumneavoastră. Da, alo. Pentru că noi l-am fi avut aici, poate ba era prea mic, era prea mare. Alo. Bună dimineața. Alo. Bună dimineața. Dumnezeu. Cu cine stăm de vorbă? Roxy. 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 Roxy Poxy. Roxy, da. Roxy, ce faci la ora asta? Mă la mori. Mergi la școală sau ceva? Nu. 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 Aveai așa o voce de mers la școală, nu de altă. Dar bine, puteai să mergi la orice școală, de maici, de taici, de, știu. De șoferi. De șoferi, adică? Da. Da. Este. Am făcut și de șoferi, am făcut și... S-a terminat. Tot ai terminat. Da, că ai terminat tot, atunci ați ieșit și tricou, că ai fost foarte harnică. Spun ceva apropo de școală. Da. Toată viața cât eram la școală am zis să se termine o dată școala, să nu mai mă trezesc dimineața la 7, da. Că începeam ca la 8. Babilor.
Și acum mă trezesc la 5, știi? Da, da. Acum ai vrea să... Da. Cam așa făceam și eu. Aș vrea să mă trezesc la 7. Da. Roxy, cum tricou de la sata media, nu? Nu, trebuie să întrebăm pe Roxy ceva din emisiune. Întreabă ceva din emisiune. Roxy, dacă ai fost atentă la emisiune, te-ai uitat de dimineața? De 3 minute. Numai de 3 minute. O întreabă ceva din aerobic. Da. Numai de 3 minute te uiți. Fai, și aveam o întrebare. Păi m-am trezit pe la 20. Nu chiar, ai Facebook? Am Facebook. Ai dat like la pagina noastră? De mult, de prea mult timp. De prea mult. Deci, de nu, știi, deci nu știi câte like-uri avem pe pagină. Da. Prea puține. Prea puține? Ai văzut ce bine ți-a zis? Vreau să vezi peste 1000 și... Nu. Pentru asta trebuie să-i dai premiu. Da, da. Chiar așa. Da. Perfect. Nu te mai întreb. Dacă te trezi de 3 minute, ai o scuză. Nu, hai să te întreb ceva totuși. În ce rochie e îmbrăcată colega astăzi? Un fel de maieu sau ceva? Populare sau ce? Da, colega, ridică-te o leagă, să te vadă rochie. Nu este rochie. Nu e rochie. Păi de aici, vezi, de aici nu vedeam nimic. Deci e un maieu foarte... Foarte colorat, pentru că a venit primăvara. Fucsia, nu mi-e așa, mi pare. Cum e? Fucsia. Fucsia. Fai, ești fantastic. Nu știi nici ce ești îmbrăcată. Bravo, Roxy. Roxy, ai câștigat. Ai câștigat. Fucsia, drag, de acum încolo așa zic, fucsia. Îți explică colegii noștri din regie. Îți facem un desen după aia. O să îți un talon și îți alegi din modelele tricouri care talonul există ăsta și mărimile care le dorești. Da. Și după aceea, Roxy, să-ți faci o poză cu tricou și să ne trimiți pe corect, Facebook. Fără da, bună idee. Nu e bună asta. Cred că fiecare ar trebui să facă asta. Cine câștigă tricou să-și facă o poză și să ne trimită pe Facebook. Asta e cea mai tare. Nu? Ce idee mi-a venit. Sunt genial. Dar noi suntem, varză. Întotdeauna. Praf. De da, vedeți ce praf? Că dacă suntem praf de diamante... Nu? Oh, lăsați. Da. Hai să... Nu, hai colegul să... Colega care este atât de fucsia astăzi. Ești fucsii, colega. Ești fucsii, Cum nu înțeleg? Cum bagă-te la lexicon? Fucsia, mă, nu așa. Fucsia. Stai în picioare să te vadă că ești fucsia. Ce înseamnă? Păi spune-ne, ce înseamnă fucsia? Tu care ești în lumea modei. Da, fucsia. Nu am de cuvântul ăsta până acum. Dacă vine unul și zice, domnișoară, atât ești de fucsia încât... Încât aș fucsia odată cu tricoul tale, ca să înțelegi ce vreau să spun. Da. Cum e cu fucsia asta? M-aș fi șocată ce înseamnă. Colegii, cei trei colegi din regie. Fazacaș, da? Și Albi. Și Albi. Mai sună telefonul, dar mai sună telefonul, dar stai o leacă, stai să-i zicem la Albert. Albert, dragule, spune la Fazacaș să ia acest telefon. Da. Că, și că Albi nu știu unde Albi nu știu unde a plecat la cafea. Dăm o pizza de la pizzeria Play. O pizza de la Play vine chiar acum. Bă, da, colegul, ce din astea una după alta, așa. Și fii atent, mă uit la acest maieu fucsia. Fucsia. Și îmi dau seama că prima dată când am văzut-o pe actuala ta colegă, da? Numai eu ăsta era îmbrăcată. Dar atunci ala e? Nu eram din asta. Aveam altul așa și aveam cu scris aici în față. Cu scris, mă. Da. Era cu scris. Ăla scria. Și scria. Scria o scrisoare, I ceva. I love cowboy. Oh, aleu, coleg, ce tricou ai cu I love cowboy. Credeai că aici e rodeo de venit cu tricou cu I love cowboy. Păi când am venit eu era... Cum se traduce cowboy? Băiatul vacă? Băiatul, cum, băiatul băcar. Băcar. Cow e cow și boy e boy. Păi da, dar e băcar, nu-i vacă. Păi da, eu te-am întrebat cum se traduce. Cow și boy. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, cu cine avem onoarea? Cu Mariana aveți onoarea, eu am onoarea de faptul dumneavoastră. Și eu vreau să vă salut, să-mi încerc bun diminețile cu voi. Mulțumim tare mult, Mariana. Pentru asta e o pizza de la pizzeria Play. Da, foarte pur și simplu, dacă îți încep diminețile cu noi, atunci să-ți începe această dimineață cu o pizza. Stai la pizzeria Play. Mulțumesc de tot sufletul meu. Îți dorim o Mariana, îți dorim o săptămână frumoasă și poftă mare la pizza de la pizzeria Play. Mulțumesc foarte mult. Colegul Fazacaș, te rog. Aveți succes în continuare. Mulțumim mult. Păi dacă vă uitați la noi, avem succes. Când nu se mai uită lumea... Când nu o să se mai uită lumea... Nu o să mai uită. Am băut cafeaua cu voi aici. Mulțumim. Și mi-am citit presa cu voi aici. Am văzut-o cu câștigarea Roxy. Da. Și atunci am zis, hai să câștig și eu. Perfect. Foarte bine ai făcut. Foarte bine. Da, să aveți o săptămână bună. La fel, vă doresc.
Mulțumim la fel și să nu închideți. Și să nu închideți și spunem cu această ocazie și pentru Roxy și pentru Mariana și pentru doamnele și domnișoarele la mulți ani în această săptămână. Da, pentru că este săptămâna doamnelor și domnișoarelor. Vineri, dragă, dar noi ne zicem de acum, nu? Să ne pregătim, să intrăm în rol, să fucsia. Nu ne zicem, fucsia. Ai înțeles? Da. Bun, hai să vedem ce mai pregătim, colegul. Bă, asta, I love nu cowboy, da? Ba, se poate. Nu se poate așa ceva. Mă, Ciprian. Stai în picioare, dragă. Ce tu faci genoflexiu? Odată ce faci genoflexiu, da, colega? Ți-ai prezentat astăzi fucsia. Nu. Astăzi port un tricou fucsia. Și o vânătaie la piciorul stâng. Da. Dar nu mai trebuie că am acoperit. Iar ai dat în... Nu, am picat. Cu scaunul. Bă, fată, tu ești... Ți-ai făcut asigurare din aia de... Bum, dacă dau cumva de ceva... Da, are protecția muncii la zi. Am asigurare. Da? Da. Horoscop. Dar mai știi când se lovea colega de nu știu ce dungă de la pat? Colțul patului. S-ar putea să întâmpinați probleme financiare, însă nu este cazul să vă demoralizați. Aveți mai mult noroc după amiază. O rudă apropiată vă propune o colaborare pe termen lung. Dacă acceptați, vă veți îmbunătăți situația financiară. Taur, aveți succes pe plan sentimental și în societate. După amiază primiți vești bune din cauza cărora vă schimbați programul. Este o zi bună pentru planul de viitor în legătură cu o afacere. Vă sfătuim să țineți cont de intuiție. Două blonde discută. Ieri am fost atacată de un maniac. Sexual? Nu prea. Și acum avem și gemeni. Relațiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe care le susțineți cu încăpățânare. Vă sfătuim să vă întrebați dacă nu cumva cei din jur au dreptate. Prietenii vă ajută să treceți mai ușor peste o deziluzie sentimentală. Rac. Dimineața faceți planuri de vacanță împreună cu persoana iubită. Sunteți bine dispus pentru că vă simțiți înconjurat de prieteni adevărați. Țineți cont de sfaturile unei persoane cu experiență. Leu, s-ar putea să aveți dificultăți pe plan sentimental și să fiți nevoiți să luați o decizie importantă. Astăzi puteți face proiecte de viitor și să vă folosiți cunoștințele teoretice. Munca depusă își va arăta rezultatele în scurt timp și veți câștiga bani frumoși. Fecioară, traversați un moment favorabil în care aveți posibilitatea să vă asumați noi responsabilități sau să începeți o activitate extra profesională. Puteți avea succes în activitățile intelectuale și sociale, ajutat fiind de farmec cu personal și de ingenuitatea de care dați dovadă. Balanță. Puteți să faceți planuri în legătură cu pornirea unei afaceri. Prietenii și partenerul de viață vă susțin și vă ajută cu sfaturi utile. După amiază s-ar putea să aveți o dispută cu un membru al familiei. Scorpion, vă sfătuim să nu vă faceți un plan strict pentru astăzi. Dimineața sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte, după amiază aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară a familiei. Bazați-vă pe intuiție. Săgetător, dimineața aveți mult de alergat pentru niște acte legate de o moștenire. Spre seară vă pregătiți să plecați într-o călătorie în interes familial împreună cu partenerul de viață. Este un moment favorabil planurilor de viitor care se pot concretiza în scurt timp. Capricorn, puteți să vă faceți planuri în legătură cu o afacere rentabilă care vă va îmbunătăți radical situația financiară. Relațiile cu prietenii și cu rudele sunt foarte bune. În partea a doua zilei aveți musafiri care vă fac o deosebită plăcere. Vărsător, intuiția vă ajută să faceți schimbări importante în plan social. Pentru aceasta însă sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte împreună cu un prieten. Perfect. Vă sfătuim să profitați de acest moment favorabil, rezultatele muncii de acum se vor vedea în curând. Bravo, colegul. Și pești, dimineața aveți șansa să găsiți un serviciu mai bine plătit sau să fiți promovat. Veți avea responsabilități mult mai mari, dar și câștigurile vor fi pe măsură. Vă recomandăm să vă consultați cu partenerul de viață, țineți cont și de sfaturile unei persoane cu experiență din familie și cu asta s-a încheiat horoscopul, dar nu s-a încheiat și această intervenție a mea, pentru că am un mesaj pentru fetele care așteaptă să vină prințul pe cal alb. Vreau să le spun că a murit calul, vin pe jos, dar de asta o să am puțin întârziere. Dan îți trimite un mesaj pe Facebook. Bună dimineața, băieți! Dragoș, ce zici de o finală Borussia Real Madrid? Și ne dorește multe emisiuni frumoase. Da, orice care ar fi finala, din acest moment Real Madrid nu mai poate să piardă, zic eu. Au câștigat aseară
zic eu, cu arbitru, că nu știu dacă merita la fel de afară. La 1-0 Manchester închideau tot ce trebuie dacă aveau oamenii necesari. Am dreptate, colegul. Da. Și așa că din nou i-au făcut pe mare echipă umflată, care până la urmă are jucător bun, dar nu merită să fie ajutat cu arbitru. Da, la nivelul ăla. Da, da, ai văzut că ăsta care arbitrează Steaua, ci că e omul Abramovici, mai rusul ăsta. Da, da. Arbitrează un rus. Vrei, dar vrei să spui că dacă un om îl vrea Abramovici, nu poate să fie? Cheșu, se bagă într-un cont în insulele Caiman? Nu, se aduce de acolo. Ia, că, domnul, da, unde aveți cont? În Belize, în Caiman, pe acolo. Cât? Să fie, cât să doriți. Curgă. Pizza Master, da, recomandarea de la Bistro. Foarte bună. Master, foarte bună. Am mâncat și noi, colegul. Sâmbătă, nu? Da. Bună pizza. Foarte, foarte, foarte. Fantastică, tată. Câte felii ai mâncat, colegul? Din cea mare sau din cea mică? Din cele amândouă. Ați înțeles, deci am mâncat două. Bun, Pizza Master, vedem acum. Cafe Bistro by Master, am avut prezentarea celebrei Pizza Master. Și iată prognozele oficiale pentru 2013, reduse din nou, curs, creștere economică, inflație, salarii și șomaj. Pentru 2013, cursul mediu de schimb pentru 1 euro va fi de 4,5 lei și ne anunță cei care fac studiile oficiale pentru Guvernul României că anul acesta va avea o creștere de 1,6% față de 2012. Bine. Dar totodată vom avea și inflație. Și cine atunci cântă la masa asta? Colegul, supărați că Germania nu ne vrea în Schengen, mii de cocalari își scot emblema de BMW de pe Logan și record mondial un ghișeu Enel din București se laudă cu prima coadă care înconjoară pământul. Dumnezeu și-a întors fața de la bărbații români, unul și o martie pică în zile lucrătoare, am observat asta. Și pensionarii acuză bișnițarii. Biletele de la Tuș, Nadolănești și Amara au dispărut instantaneu.
Avem o scurtă pauză de publicitate. Vine prietenul tău Doruț să spună un banc bun și în dimineața aceasta și revista presei și încă un concurs până pe final de oră. A revenit în direct un cofraș cu 30 de ouă de la Avis și mai bună dimineață chiar acum și să nu uităm de promoția 1 egal 2 pentru că în magazinele Avis la fiecare cofraș cu 30 de ouă mai primești încă un cofraș, nu? Da, corect. E o foarte bună ofertă. Foarte bună ofertă. 1 plus 1, așadar la încă 30 de ouă pe care le cumperi. Colegul meu, medicii au interzis Bianca Drăgușanu să poarte mărțișor, o înțepătură în piept ar fi catastrofală. Ia. Păi nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Stăm de vorbă cu doamna? Bianca. Cu Bianca stăm altă de vorbă. Altă Bianca, nu? Păi da, că ai mai avut Bianci? Bianca din Hunedoara. Bianca din Hunedoara. Am avut o Bianca sau nu? Nu, Bianca din Hunedoara. Am uitat numele. Doamna Bianca din Hunedoara, cum e ziua astăzi la dumneavoastră? Frumoasă ca fiecare zi. Mulțumim. O zi frumoasă. Și ne bucurăm că aveți o zi frumoasă. Da. Cred că vă uitați la noi, de aceea aveți o zi frumoasă. Întotdeauna. Cea mai bună dimineață. Da, începe dimineața. Ieri am fost la dumneavoastră în municipiu. Și chiar la intrare aveți un sens giratoriu în care este o piramidă, nu? Ce piramidă? Dintr-o chestie metalică. La intrare. Alu Cheops sau cui? Spuneți-mi și mie ce reprezintă, am fost tare curios, nu? Piramida din Hunedoara? Uh-huh. Ai văzut? Nu știu nimic. Păi ce piramidă? Ce reprezintă? Primarul știe. Perfect! Cel mai bun răspuns! Pentru asta o să-l sunea pe primar să ne spune. Foarte, da, da, și mare piramida asta. Mare. A? Mare. Da, da. Dar chiar seamănă cu alu Cheops sau cui? La Cheops. Seamănă. E o piramidă din metal. E o tablă acolo pusă. Da. Dar mare, colegul, mare. Deci poți să nu vezi Hunedoara de ea sau cum? Cât să zic, cam până pe la etajul 2 la un bloc. Are cam... Are greu, așa că... Are, corect. Are, nu știu, 15 metri are, nu? Înălțime. 15 metri. Cum bă 15 metri? Tu ești nebun? Păi are 15 metri înălțime. 15 metri până la etajul 5. Alu. Dar 10? Are, ți-am spus. Are, foarte înaltă. Ce e acolo? Pus-o... Nu. Are cam 15 metri. Dar cred că a pus-o de curând, da? Și eu nu știu că pot să decorez. Nu, pentru că eu anul trecut când mergeam... Anul trecut, vezi de treabă, du-te și lasă-mă. Am oricum să fie de anul trecut. Nu se poate să fie. Anul trecut, da. Anul trecut. De la început? Eu n-am văzut-o. De la sfârșitul anului trecut, frate, așa-i? Da, de la sfârșitul anului trecut. Sfârșitul, na, hai să zicem că sfârșitul. Cu toate bine, ziceți-ne. Cred că n-am văzut, era transparent. Ziceți-ne o rețetă repede cou, că a discutat mai mult de piramidă. Piramida lui Cheops. Dacă ne spuneți o rețetă cou, bine, dacă nu, oricum vă dăm premiu. Ne spuneți? O omletă foarte mare cum ați făcut voi, cu șuncă și cu de toate. Înseamnă că doamna Bianca se uită la noi, că ne-am văzut că n-am făcut omletă. Cum să nu se uită? De ce, la ce vreți să uite? La piramidă? Normal că se uită la noi. Și dacă aflați ce e cu piramida aia, dați-ne un mesaj, că sunt tare curioși. Colegii noștri o să vă spună cum intrați în posesia premiului. Mulțumim tare, fain. Da, mulțumesc, la revedere. La revedere. Piramida deci, are 15 metri. Cum o 15 metri? Tu ești de bun. Dar 15 metri, 15 metri înseamnă colegul etajul 5. 10 are. 10 înseamnă etajul 3. Da. Până la 2, auzi, 6 metri, colegul. Deja e altceva. Are 10. E imensă. Dar e cu găuri. Și ce reprezintă? Păi asta-s curios, ce reprezintă? O să-l întrebă pe primarul. Dar în sensul giratoriu? Da, primul să... E făcută ciudat. Ciudat. Păi ce? Toate părțile e făcută ciudat. Ce ai văzut un neciudat acolo? Și cum e, colega? Explică-mi despre această piramidă. Promit, începem ora 2 cu piramida din Hunedoara. Până atunci, revista presii. Eu n-am văzut piramida asta. Dacă mergi în Hunedoara, să vedem. Edil la comună la membru al guvernului. Primăria Densu și-a rămas fără șef. Sorin Ștefon este secretar de stat la Ministerul Muncii. Servus Hunedoara, prima pagină. Timp de 20 de ani, Sorin Ștefon s-a aflat la conducerea comunei Densu.
Din Glasul aflăm că în 2020 95% dintre vânătorii vor beneficia de apă și canalizare. 2020. Dar fii atent, dacă piramida aia e piramida lui Cheops, putem să denumim asta piramida lui Arion? Putem. Nu, că asta, dacă el a pus-o... Doamna a zis, că întreba tot primarul. Hunedoreanu, care a ucis un sârb în urmă cu 14 ani și a primit pedeapsa, un burghez simpatic, Dr. Petru Groza, Hunedoreanu, care le-a deschis ușa comuniștilor, așa era modelul. 150 de pompieri au luptat în acest an cu incendiile de Miriște. Deja? Continuă investițiile. După ISPA avem fonduri de coeziune. APA Prod a câștigat 106 milioane de euro pentru extinderea rețelelor de apă și canal din județ. 120 de milioane au fost investiți în rețelele de apă din... Păi, poate te sună cineva de la primărie din Hunedoara. Până la sfârșitul anului 2016, circa 95% dintre locuitorii județului Hunedoara din mediul urban va avea apă și canalizare în propriile locuințe. Totul va fi posibil prin intermediul unui proiect derulat de operatorul regional APA Prod. Știți cine s-a apropiat de ea cu virusii pe site. Taxe noi în agricultură. Hunedoreni înștiințați cum să plătească impozitul pe suprafața de pământ și animale pe care le dețin. Foarte bine, fraților. Mina Petrila și-a dublat producția de huilă. Unitate pe lista de închidere lucrează la foc continuu. Deschiderea unui nou abataj în locul în care a murit în 2015. Oamenii au crescut capacitatea de extracție a exploatării. O nouă amânare în dosarul sexual. Sucilă, Stoica. Never ever. Nici nu mai vreau să aud de sucilă asta, că deja mi-a sucit capul. Cum va arăta Casa de Cultură din Deva după reabilitare? Crescova? Unde? Așa va arăta? În ce film? Poți să vezi și tu. Dar vezi că nu e din filmul ăsta, arată ca și clădirea ONU. Așa adică... e că arată ca și clădirea ONU. Adică interiorul e ca și amfiteatrul de la ONU. Bine, nu cred că va arăta așa. Nici eu. Bine, să stai, că dacă durează reabilitarea... Ca și teatru. Cât a durat teatru, nu mai prindem. Deci știu unde e teatru din Deva. Da. Tu nu erai născută când a început reabilitarea teatrului. Nu, 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 nu. Și s-a deci terminat anul... Acum un an sau anul doi. Trecut sau ceva. Da, da, da. Păi înainte de 89. No. Înainte de 80. Da. Eu am intrat patra. No. De... Da, ai înțeles? Deci, dacă atâta ține și Casa de Cultură, da. Mai peste vreo 20 de ani, când o să avem o emisiune de pensionari, da. Și avem o altă colegă, când avem o emisiune, transmitem pentru ascultători de la Tushnet în direct. FBI a făcut publice dosarele despre Whitney Houston, viața de vedetă sub lupa anchetatorilor federali, din ultima pagină, pagina Monden din Glasul de astăzi. În rest, nu e mare. 3 puncte de aur pentru Dava Deva din pagina de sport și proiect sănătos la retezatul Hațic. Trupa de Liga 4 are un plan serios pentru a construi o formație puternică. Perfect. Ora 2 stă să vină, știrile la fix. Ne revedem după. Am revenit în direct, Robert Turcescu, înainte de finala Eurovision, și că e relaxat. Crezi că o să câștige? Nu. Perfect. Știai că? Da. Karl Lagerfeld, celebrul creator de modă, a creat o întreagă cameră numai din ciocolată. A murit? Acum am mai zis o dată de Karl Lagerfeld. Da, a creat o cameră întreagă numai din ciocolată. Cine? Toată camera. Celebrul creator? De modă. Da. Karl Lagerfeld. Da. Pentru creația sa a colaborat cu un cofetar care a folosit 10 tone de ciocolată belgiană. Totul wow. Din ciocolată. Și patul. Și patul și omul din pat e tot din ciocolată. Deci îți dai seama. Dai seama ce dus cu plută e Karl Lagerfeld. Da, dar e foarte tare. Te duci la el, ești de ciocolată, e un deget. Da. Camera e făcută la dimensiuni reale și toată e din ciocolată. Bun, și? Și atât. Da. Scara 1 la 1, Karl Lagerfeld un pic dus cu capul. Deci stai să atât de ciocolată pus acolo. 10 tone. 10 tone de ciocolată. Belgiană, și... da. Belgian. Cea mai bună ciocolată. Nici nu le-a făcut reclamă la aia cu ciocolată. Când a auzit aia cine? Karl Lagerfeld, băgați. O să salutăm și ciocolata. Pe Damaris care ne-a scris și... Iară numere la școală fata asta. Da, a zis că ne pupă.
Păi ne pupă de unde? Că e 8 și 5. De la școală. A, de la școală? Da. Bă, ce tehnologie, bă, astăzi. Ai la școală Facebook pe smartphone. Pe smartphone-uri. Păi, dar e în oră, stai în oră cu telefonul. Stai seama. Wow. Nu stai în oră cu telefonul. În oră stai numai cu telefonul. Profesorul e pus acolo numai să hai se termine ora. Hai să vedem și cursul valutar. Băi, Albert, te rog, răspunde, că e domn primar, să spună cu piramida. Domn primar de la Hunedoara. Alo, domn primar, da, spuneți-mi, cum e cu piramida? Așa, și ne transmit. Știrea lungă, sărăcia omului, știri pe scurt. Libertatea. Un taximetrist a găsit 700.000 de euro într-o mașină și a predat autorităților. Ne-am speriat când am văzut titlul ăsta, dar ne-am liniștit după ce am aflat că evenimentul a avut loc în Singapore. Wow. Bun, haideți să ne pregătim pentru cursul valutar. Un spot radio comunicat a tot oprit de CNA, probabil dura prea mult, peste 24 de ore și Crin Antonescu declarații de presă la ora 12.30, având în vedere ora, probabil vrea doar să se laude că s-a trezit de vreme. Și cu asta avem... Curs valutar. Curs valutar. Acum. Cursul BNR de astăzi este 1 euro 4,36 lei, iar 1 dolar 3,34 lei. Și în câteva momente vom vedea și cursul de la Casa de Schimb Valutar. Euro se cumpără cu 4,33 lei și se vinde cu 4,37 lei, 1 dolar se cumpără cu 3,32 lei și se vinde cu 3,38 lei, lira sterlină se cumpără cu 5 lei și se vinde cu 5 lei și 10 bani, iar francul elvețian se cumpără cu 3,53 lei și se vinde cu 3,63 lei. Știi celebrele tablouri vândute, furate și așa mai departe, da. Furate și vândute. S-au găsit. Dar unde? Nu tablourile. S-a găsit valiza în care au fost cărate tablourile. Și a cine mai interesează? Tablourile cred că nici nu le vor mai găsi. Never, păi ever. Ce au făcut cu ele? Le-au dat la niște băieți cu bani mulți, că doar numai vreo câteva sute de milioane a valorat tablourile. Dar păi și cei ce... Au furat tablourile, au dat la ea și imediat și-au luat Bentley și... Imediat i-au reperat. Tărănoi proști. Penitenciarul din Jilava a transferat 3 negri în caz că mi-am explicat că e condamnat la închisoare. Vedem prima parte din prezentarea de modă de la Târgul de Nunți de Vamol 2013. Chiar acum este o prezentare extrem de așteptată. Toată lumea ne-a scris și pe Facebook, ne-a trimis și mesaje. Când? Astăzi este prima parte. Mâine, următoarea, după care vine și porțiunea, ca să nu spun acum. Bucata, da. Bucata în care sunt și rochile de mireasă. Acum partea de casual din prezentarea de modă.
Da. Da, am revenit în direct. Asta este prima parte din prezentarea de Modus. Vedeți mâine tot din casual. După care, în ultima zi a săptămânii, nu? Da. Avem rochile de mireasă, procedată de Cavalier Teoton, domnițe. Foarte fain, super tare. Super intrare anul acesta la târgul de nunți și în prezentarea. A fost foarte frumos, eu n-am mai fost. Și colegul alea cu interviurile cu fata de la pagina 5? O să vedem și interviurile cu fata de la pagina 5. Tu ești fata de la pagina 5. Eu sunt fata. Nu, tu ești fata de pe canapea. Nu, mă, ea este fucsia. Fucsia! Pilates, avem după Pilates un scurt moment de publicitate, după care avem sprijin pentru sănătate, nu așa, pentru că este miercuri. 8:22, așa cum știi, miercuri aveți sprijin pentru sănătate. Prietena noastră de la magazinul Mini Wolf, Simona, a venit astăzi alături de noi. Neața, Simona. Bună dimineața. Ce bună dimineața. Nu lucruri foarte frumoase, că, na, un pic despre diabet. Da, înainte să începem cu diabetul, să amintim că această... vorbim despre diabet, nu să începem cu diabetul. Da, începem și cu diabetul, să spunem că această rubrică de miercuri este întotdeauna oferită de magazinul Mini Wolf, aflat în Deva, în blocul Lido, pe partea cu spitalului, e cel mai simplu de spus, așa? Acolo găsiți toate aceste produse pe care le vom prezenta. Și multe altele. Azi vorbim despre o afecțiune foarte des întâlnită, din păcate, spunem. Din păcate, din ce în ce mai des întâlnită și, din păcate, scade foarte mult vârsta la care ea apare. Există două tipuri de diabet și dacă o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății dădea în România în anul 2000 aproximativ 1 milion de bolnavi de diabet, tot statisticile astea spun că prin 2030 numărul actual de bolnavi se va dubla, din păcate. Acum, diabetul este o boală la modă, să-i spun așa. Este o boală care poate să nu dea simptome și... se diagnostichează abia în momentul în care apar complicații. Când deja este... într-o fază avansată. Mult prea avansată. Pentru că, na. Acum, un pic despre diabet. Ce este? Există mai multe tipuri de diabet. Diabetul de tip 1, tip 2 și diabetul gestațional. Acum, diabetul de tip 1 are o frecvență mai rară, între 5 și 10% dintre persoane. Și de obicei copii și adultul tânăr. Acolo este o boală autoimună, să-i spunem, unde sistemul imunitar propriu atacă celulele beta din pancreas, care produc insulina. Nu se știe încă exact care este mecanismul prin care ne dăm un pumn în gură, să zic așa, singuri. Da. Acolo este clar nevoie, pentru că nu se mai secretă insulina sau se secretă în cantitate foarte mică, care nu este suficientă. Și atunci acolo trebuie clar aport din exterior de insulină. Acolo sunt niște seringi de insulină, este insulina pe care o prescrie exact cantitatea, trebuie neapărat acolo urmărit bolnavul diabetic, mai ales pentru că este un copil sau un tânăr, un adolescent. Ei își învață și simptomele, și boala, și devine o normalitate boala lor. Dar cel mai comun? Cel mai comun este diabetul de tip 2, care zice-se că apărea cam după 40 de ani, acum a scăzut foarte mult vârsta la care apare. Acolo se secretă insulina în pancreas, dar ea nu ajunge la nivel... ce se întâmplă? Insulina transformă glucoza în energie, ca să spun așa pe foarte scurt. Glucoza este principalul furnizor de energie al organismului. Nu se face schimb la nivel celular. Am înțeles. Da, deci se funcționează prost. Nu ajunge insulina, glucoza unde trebuie, atunci apare o oboseală excesivă care nu știm pe baza cui să o punem. Sunt tot felul de simptome. Din păcate, nu sunt simptome la toți bolnavii. E și asimptomatică. Este asimptomatică și, exact cum am spus înainte, putem depista un diabet abia în momentul în care apar complicații și acolo deja e tragic. Da. Pentru cei care au diabet și care știu despre ce e vorba cu tratamentul, totuși recomandat este ca să aveți un glucometru acasă. E singurul, să spunem, aparat de control care puteți să așa rețineți. Cum ne controlăm tensiunea. Exact. Bolnavii hipertensivi au majoritatea un tensiometru acasă ca să-și controleze exact tensiunea, să vadă. Pentru că și bolnavii hipertensivi știu simptomele, și bolnavii diabetici diagnosticați și care au de ceva vreme boala deja știu simptomele. Și aici este o
chestie ciudată. Da. Da. Sunt mai multe feluri. Acum eu ce vreau să atrag atenția foarte mult unui pacient bolnav sau nebolnav, că un aparat de felul ăsta poate să fie în casă, în casa oricărui om, pentru un control odată la o lună a unei glicemii. Că ce vreau să atrag atenția este că în momentul în care își achiziționează un astfel de aparat, să se asigure că din locul de unde îl cumpără va găsi și bandeletele. Bandeletele sunt, de fapt, aparatul nu e foarte scump în sine, le iei odată și el te ține mult și bine. Ideea este că ai nevoie de aceste bandelete care arată cam așa, care se introduc în aparat și ele măsoară. Da, este o bandeletă la o testare. Acum, să spunem că eu așa le explic bolnavilor, pe glucometrul ăsta îl cheamă Popescu. Important da. Este foarte mult prenumele, Maria, Gheorghe, pentru că ele sunt de foarte multe tipuri. Am înțeles. Și atunci bandeletele, dacă omul are cumpărat aparatul acum 5, 6, 10 ani, foarte greu va mai găsi bandeletele. Că, na, ca și la telefoane, este tot timpul alte modele, mai noi, mai... Dar la ceea ce, ce se cumpără de la voi din magazin, întotdeauna aveți și bandeletele. Asigurăm. Deci asta nu avem foarte, foarte multe modele, dar la modelele pe care le avem, asigurăm da. Bandeletele, deci nu e nicio problemă. Cei care sunt dependenți de insulină trebuie să-și ia zilnic? Ar fi bine să-și ia zilnic. Asta am vrut să spun și m-am întrerupt. Este foarte... se poate ajunge în cazul acestei boli la, chiar la comă. Comă hipoglicemică și hiperglicemică. Simptomele cam seamănă. Am înțeles. Deci poate să fie glicemia foarte scăzută sau la un bolnav mare. Pentru că fie a ținut un regim mai drastic decât îi se prescrie, fie... De fapt, cei care au diabet se și știe că dacă tot timpul să aibă ceva la ei în caz de hipoglicemie să... Da, ei știu simptomele, numai că de-aia zic că nu trebuie confundate, că sunt simptome comune și pentru hipo și pentru hiper. Am înțeles. Da. Da. Acum, diabetul de tip 2, că asta vreau să spun, este cu frecvență foarte mare în mediul urban. Că, na, noi stresul. Suntem mai sedentari, mai stresați, mai avem un stil de viață mai dezordonat. 80% dintre pacienții de, care suferă de un diabet de tip 2 sunt obezi. Deci asta e una din cauze. Obezitatea este... Obezitatea, da, sedentarism, alimentație nesănătoasă. Da, da. Păi la țară acum, na, oamenii nu au atâtea fast food-uri și... Nu au fast food-uri. Păi, nu au, nu au. Și mișcare zilnică. La coasă, da. La sapă, la prășit, la... Na, noi nu facem. Noi stăm picior peste picior și vorbim despre cât de sănătoși sunt oamenii de la țară. Corect. Aici un punct bine atins. Pentru cei care vin cu această afecțiune la voi, în afară... Ei au un diagnostic. Diagnosticul au. Deci diagnostic. Vin la voi doar în momentul ei în care vin știu... ca să-și achiziționeze... Acum, complicațiile sunt multe și foarte grave. Retinopatia diabetică. Se poate ajunge la orbită. Și un procent destul de serios dintre bolnavii diabetici ajunge acolo, din păcate. Da. Nefropatie. Funcționalitatea extrem de proastă a rinichiului. Neuropatie. Sistemul nervos. Sistemul nervos este foarte mult afectat și aici vreau să ating iarăși un, pentru care am și adus câteva produse, piciorul diabetic. Piciorul diabetic este o complicație a diabetului și apare destul de frecvent. Neuropatia reduce un pic din simțul tactil, să zicem, nu mai simte atât de bine ca și un om sănătos, căldură, frig, un pic sunt adormite, amorțite. Și atunci orice traumatism căruia nu îi se dă importanță poate să se transforme într-un ulcer diabetic, într-o ulcerație, într-o plagă care nu se vindecă. O plagă acută, că vorbeam acum două săptămâni despre plăci cronice și plăci acute, da. O plagă acută se vindecă cam într-o săptămână. Cea cronică, o plagă cronică, din păcate, evoluția ei este spre agravare. La bolnavii diabetici se și știe că plăgile și... orice fel de plăgi se vindecă mult, mult, mult mai greu. Și acolo trebuie ținută sub control glicemia, să zicem, la un nivel aproximativ normal, ca să ajute un pic vindecarea. Aș vrea să facem și concursul pe facem care... Facem concursul chiar acum, pe final, îl lansăm. De miercuri, când vin prietenele noastre de la magazinul Mini Wolf, astăzi avem o candelă din cristal de sare, nu? Sare de Himalaya, da. Sare da. De Himalaya, colegul, în orice sare. 0354-101-315. Noi am fost și am cules-o din Himalaya. Și-au și cioplit-o în felul ăla, da? Și cioplit-o în... Nu, i-am făcut decât să băgăm lumânarea. Deci pui lumânarea și efectul este... Bună dimineața! Televizorul un pic mai încet, o să vă rog. Așa.
vă mulțumesc. E perfect. Cu cine stăm de vorbă? Cu Mariana stăm de vorbă și astăzi m-am propus să fiu alături de dumneavoastră. Foarte bine, doamna Mariana. Și mulțumesc doamnei. Da. Mai că a prezentat emisiunea cu diabet, care pe mine restul m-a pus pe gânduri astăzi. Și vouă de asemenea, cu un asemenea subiect. Mulțumim. Da. Sunt diabetică și eu și sunt diabetic cu Tijola. Da, din păcate trebuie să trăim cu și cu această afecțiune. Da, învățați și dumneavoastră să dați mai multă importanță și să vă îngrijiți mai bine. Ați fost atentă la emisiune, nu vă mai întreb pentru că știți subiectul despre ce am vorbit. Asta era întrebarea, dar ați anticipat dumneavoastră și mi-ați spus deja. Ați câștigat o lampă, o candelă. De fapt, este din sare și înăuntru se pun lumânărele. Este deja lumânarea în ea și da. O să vă rugăm să rămâneți, colegii din regie, o să vă... Acum să spun un pic, sub acțiunea căldurii emanată de lumânare, se degajă aerosolii salini, care au un efect benefic. Deci asta, eu am spus, un astfel de dispozitiv, să-i spun așa, pentru că sunt și lămpile electrice, este cel mai mare mic beneficiu pe care... Din casă. Absolut. Deci una din asta, dacă o ai în casă, te ferește, bă, dar nu m-am mai răcit de mult. Adică subiectele medicale sunt unele extrem de interesante. Vezi, doamnele sunt foarte atente, se uită la noi și despre ce? Da, pentru că exact ce am spus la Dragoș înainte de a începe, la un bolnav de diabet diagnosticat, mai există încă unul nediagnosticat. Din păcate. Da. Aceste dispozitive, cum le numeai? Candeluțe. Candeluțe. Nu, sunt foarte dragi. Vale, te rog să faci un cadru cu... Ele sunt frumoase. E ambalată în folia ambalată care folie, vine. Așa o să o dăm, dar ele sunt foarte frumoase. Și aprinse. Și degajă... Fac frumos și la ochi. Și la ochi, da, corect. Și o să dăm în fiecare miercuri când veniți, dăm câte un... Dar trebuie să fiți foarte atenți la, bineînțeles, subiectul la subiect. Subiectul pe care îl discutăm. Da. Din păcate s-a scurs timpul. E prea scurt timpul pentru... Întotdeauna la noi. La noi e problema asta cu timpul. E problema cu timpul. Te așteptăm și săptămâna viitoare. Olga vine săptămâna viitoare cu un alt subiect. Să nu vă plictisiți. Deci de interes maxim. Alba-neagra. Da. Noi nu ne plictisim și nici telespectatorii. Nici telespectatorii. Subiectele sunt extrem de interesante. Mulțumim tare mult. Cu multă plăcere. Avem... Momentul în care vine recomandarea din această zi este o pizza Master de la Cafe Bistro. După care luăm un moment de publicitate. Ceva dulce? Dar să nu uităm de ceva dulce. Vreau să văd colega, ceva dulce. Ceva dulce de dimineață și nu, dar știi ce a făcut la Târgu de Nunț? La Târgu de Nunț am avut, că acum vă povestesc la toți care sunteți aici. La Târgu de Nunț au filmări, au la niște interviuri. La un moment dat era o confetărie la un moment dat care s-a plimbat pe la toată era stand. Au venit cu o tavă, dar nu așa. Și colega? Colega. Una, două, trei. M-a servit domnul din toate. Și domnul se tot uita și ea. Nu puteam să iau. Domnul a zis, auzi, dragă, e pentru toți de aici. Domnul mi-a zis, ia una din asta ca să ne pun ea și din cealaltă și a trebuit să-l degust pe N-ai putut să-l refuzi, era nepoliticos. Nu a trebuit, era politicos să-l lași în pace pe domnul. Să-i mai lași și la ceilalți de acolo. Hai să trecem mai departe. Mulțumim mult.
Da, colegul, am revenit. Am revenit eu și puiul lângă mine. Tu și puiul. Al nostru și al meu coleg e mai încolo. E mai încolo, pe la Șoimuci e colegul. Alături de noi este și doamna Elis în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Ai cea mai fecă cofetărie din Deva. Cu doamna Elis o să povestim asumați bunătăți. Da, o să povestim mai multe în invitatul, cu invitatul în această dimineață, dar avem ceva dulce. Ceva dulce. Ceva dulce și după aceea concursul. Nu vă grăbiți, telespectatorii deja sună. Da, la mine asta, colegul. Ține puiul până vine puiul. Colega. Puiul la mine, coleg, astăzi avem boema. Da, uite ce bine arată. Și, la boema o să... Da, uite ce față are, colega. Ce bucuroase. La boema o să o rog astăzi chiar pe doamna Elis să ne spună despre boema. Da. Doamna Elis, este o prăjitură foarte delicioasă. Da. E un blat negru, foarte însiropat și aromat, cu un veliș de ciocolată, cu o cremă de ciocolată și frișcă. Ai auzit, colega, ca să știi cum se prăjește. Vai cât poți să mănânci, ești fantastică. Dacă e bun, nici nu e mult. E extraordinară. Da, deci o prăjitură clasică, boema este una dintre prăjiturile clasice, să spunem așa. Da, până la 9 seara aveți deschis parte, da, așa-i? Da. Deci îți dai seama, colega, când va fi gravidă și va avea pofte pe la 2 noapte. Și ia de la 9 și o pune de la 9, deci până la ora 9. O să mă aprovizionez cu toate. Da, dar se poate lua de la non-stop, de aici, de la da, a, deci aveți așa. Are și non-stop. Perfect, are non-stop, deci tot spui la soțul. Da. Wow. Ai văzut ce ai aflat? Tot ceea ce este la laborator, deci la cofetărie, aveți și aici. Se poate lua și... Nu vezi, dar Timișoara nu aveți non-stop de cofetărie. Nu, aici este. Wow, ce fain. Vezi? Cineva să oprească pe colega, că altfel, da. Hai să dăm drumul la concurs până mănânc cu colega. 0354101315. Pentru un pui grill de la Avis și cea mai bună dimineață, primul sau prima care ne sună, bineînțeles, condiția este să nu mai fi sunat până acum și ne spuneți o rețetă cu pui, pui. În timp ce colega mănâncă ceva dulce, nu că nu s-ar putea mânca și puiul cu ceva dulce, pentru că se pot face pui cu ananas, de exemplu. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Minodora din Hunedoara. Hunedoara! Foarte multă lume din Hunedoara se uită. Minodora! Tu știi cum e cu piramida de la intrare, că n-am deslușit-o. Ce reprezintă? Nici eu nu înțeleg ce vrea să reprezinte, m-am întrebat de multe ori. Minodora, o să facem un subiect într-o... Ce reprezintă piramida? Minodora, o să facem un X-File. Și... Nu mă crede colegul meu care are vreo 10-15. N-are. Cât are? Înălțime? Tot ai. Da, nu colegul, cât are? Piramida. Piramida, cât are înălțime? Piramida, cam 2 metri, să zic. Ai văzut? Cam 2 metri, coleg. Colegul, îți urez mult succes. Are vreo 5, cam așa. Nu are 5. Are 10 toată ziua. Nu are 10. Azi, mâine, între... Da, Minodora e cât turnul din NFL, la TURFL e piramida lui coleg. Piramide diferite. Da, bun. Hai, spune-ne repede o rețetă cu pui. Pui în sos de bere. Oh, de sună. Bere, de bere, fantastic. Se spală puiul normal, da? Se unge cu puțin ulei și se condimentează. Se pune într-o tavă asta cu puțin ulei, da? Se așează lângă stafidele, apoi se toarnă berea și se pune la cuptor încins pentru circa 40 și ceva de minute. Și este ceva deosebit de acolo, stafide cu bere. Delici. Mere călită în unt. Fantastic, Minodora! Abia așteptăm să-ți faci acest pui minunat și să ne spui și nouă cum a fost. Da. Mulțumim tare mult! Rămâi, colegii din regie, îți explic cum intri în posesia premiului și noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu invitata din această dimineață. Da. O să vorbim despre deci, colegul meu cu auzi din fiecare dimineață. Nu, pauză și revenim. Da. Așa cum m-a anunțat doamna Elis de la cofetărie aici, cea mai veche cofetărie din Deva, este alături de noi în dimineața aceasta. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața și bine ați venit la noi! De foarte multă vreme încercăm să vă avem aici și Rebecca vă mulțumește în mod deosebit pentru minunatele prăjituri. Din fiecare dimineață! Sunt delicioase! Da, cu multă plăcere!
Doamne Elis, la dumneavoastră, la cofetărie, în primul rând că este o cofetărie cunoscută de foarte mulți de veni și nu numai, atmosfera e oarecum ca acasă, te simți ca acasă. Chiar am și observat zilele astea prin și prăjiturile care le aveți și, nu știu, totul pare așa, ca și că nu mai e nevoie să faci acasă. Da, într-adevăr, odată că suntem poziționați așa între căști și nu este într-o aglomerație, așa blocuri, e un pic așa mai în afară și strada și totul dă ca și acasă. Și atmosfera, ne dorim cel puțin, așa din suflet vă spun, ca fiecare, cei care ne vizitează să plece ca din casa dumnealor, să se simtă că au ieșit dintr-o casă. Da, eu am observat când vin acolo, nu e, de obicei când mergi la cofetărie, bun, cer de ce vezi în vitrină, una, alta, dar parcă ți-e așa cumva să tot întrebi asta cu cei, asta cu cei. La dumneavoastră poți să întrebi, să stai, să-ți arate și una și alta și nu se supără nimeni. Da, păi acum ne ocupăm în primul rând de clienți, le dorim, ne străduim să le explicăm ca fiecare lucru, fiecare produs, cam ce conține și cu ce este, pentru că asta este curiozitatea omului, ca omul să știe ceea ce cumpără și să fie liniștit atunci când împachetăm ceva, să fie sigur că este pe placul dumnealor. Aveți foarte multe produse tradiționale. Am observat în perioada sărbătorilor, mai ales că acum se apropie din nou o sărbătoare mare. În primul rând că e o martie, ziua femeii, o să fie iarăși torturi. Dumneavoastră și dați un tort în această emisiune de o martie. Dar pe lângă asta, la sărbătorile pascale, la Crăciun, am văzut coadă și vin oamenii cu comenzi, tocmai pentru produsele tradiționale, cozonaci, chec, cornulețe, pască. Da, de când ne-am înființat, ne-am străduit ca să facem produsele tradiționale. Nu am renunțat la ouă și, cum știe fiecare gospodină, cam ce se folosește atunci când se bagă în tavă ceva bun. Deci se face exact ca și acasă. Exact. Produsele le facem exact ca și acasă și sper că avem clienți de foarte mulți ani de când ne-am înființat. Apropo, mai înainte a fost doamna cu sănătatea, suntem, cred că, nu știu, dar sigur, văzând, văzând câți de mulți clienți vin și ne vizitează pentru torturi de diabet, pentru că la sărbători, așa în cursul anului, te mai sustragi de la dulce, că te abții, că știi că nu este atât de bun, nu este bun pentru nimeni, dar ce să facem, așa este, nu sunt sărbători fără dulciuri și atunci și facem și pentru diabet. Nu este foarte largă gama de produse, dar există dulce pentru diabetici. Dulce pentru diabetici, un tort sigur găsește la noi. Am înțeles. Sunt strudelele cu măr, cu brânză, cu care sunt de diabet, mai câteva cornulețe, da. Noi am prezentat și în fiecare dimineață prezentăm din produsele dumneavoastră, sunt fantastice, de la torturi, de la diplomat, de la boema, savarină, până la cele din gama ușoară, să spunem. Chiar am avut saleuri, cornulețe și referitor la cornulețe, doamne Elis, aveți niște cornulețe care sunt din nou foarte rare. Eu mă bucur de câte ori le prind, se cheamă cornulețe salon, da. Dar nu le faceți decât foarte rar, la sunt fantastice. La sărbători, că e mult de lucru și e ceva mai delicios. Și sau coșulețele sigur, cu dorim cu ca fiecare pe masă de sărbători să pună ceva deosebit, nu ceva obișnuit și să fie foarte delicios. Cum se zice, puțin, dar bun. Dumneavoastră aveți și o ofertă fantastică în ceea ce privește ceea ce înseamnă prăjitura la evenimente. Și aici ne referim nunți, botezuri, chiar am văzut că vin foarte mulți într-o zi, eram acolo când să iau prăjiturile și dumneavoastră erați într-o discuție aprinsă cu niște clienți care încercau să vă explice cam cum și-ar dori tortul miresei. Da, eu de obicei îi ascult, mai îmi dau și o părere, dar le recomand să-mi vină cu ceva mai exact, să fie ceea ce își doresc dâns și nu ce impun eu sau ceea ce îmi imaginez eu după discuția bine, care da, o avem. Da. Sigur. Și atunci când îmi vine cu mai scot de pe site-ul, de pe internet, nu știu, de vreau pe unde. Asta. Nicio problemă. Da, sigur. Facem. Suntem singurii care facem unicate, cred că foarte mult, la foarte multe evenimente cu tot felul de ocazii,
aduc poza și le facem ceea ce își doresc. Da, ceea ce e foarte important la, la dumneavoastră este că în tot acest timp, din anii 90 încoace, de când sunteți pe piață, niciodată nu ați rămas la un nivel, chiar dacă standardul nu coboară niciodată, prăjiturile rămân oarecum în aceleași rețete tradiționale, ați investit tot timpul în tehnologie. Chiar de curând ați achiziționat și am avut plăcerea să văd ce ați adus acolo, niște utilaje de ultimă generație, venite din Germania, tocmai. Chiar de la expoziție, de la München, da? Păi ne străduim, deși vă spun că acum este destul de greu, pentru că este criză și își pune amprenta, nu numai la mine, la toată lumea, că toți o ducem greu, dar nu rău. Acum hai să fim... Am înțeles. Mai greu, așa. Nu este ca altă dată, dar ne străduim totuși ca să eliminăm eroarea umană și pentru asta trebuie investiții în utilaje, că și performanța utilajelor mărește calitatea produsului. Și ne-am străduit să facem față. Am văzut că aveți o întreagă linie acolo automatizată, să spunem așa, care nu are nevoie de foarte mult personal. Nu, deci nu am. Nici nu am, recunosc că nu am. Că nu este necesar. Da. Utilajele își fac treaba, doar noi supraveghem. Și trebuie respectată, bineînțeles, rețeta. Da, rețeta. Asta e cel mai important lucru. Păi mai mult investim în rețetă și în... Și din ceea ce faceți, apropo de asta, știți că noi am avut o discuție, de câte ori vin acolo și vă găsesc liberă, din păcate foarte rar, am plăcerea să stau și să mai povestiți câte una, câte alta, și chiar zilele trecute când ați avut un pic de timp liber, îmi povesteați cât de important este făina pe care o folosești, cât de important sunt ouăle pe care o folosești, cât de important... Tot este important, totul este important, pentru că, vedeți, noi cumpărăm multe lucruri, pe toate este certificat de calitate și așa, dar dacă, de exemplu, făina nu este odihnită la o vreme de, ea degeaba e foarte bună, la noi nu iasă. Apoi, cu frișca, că folosim frișcă naturală la torturile diplomat, și dacă nu sunt respectați toți parametrii de grăsime și celelalte, ceea ce se prevede să fie o calitate bună la produs, iară nu e bine. Deci, la noi, noi suntem ultimii, știți, și dacă ceva nu e bine la ceilalți producători... Se vede la dumneavoastră. Se vede la noi că, uite, nu zice, băi, ceva nu a fost bine acolo. Păi, bine. Uite, am luat de la... X? Și, da, sigur, și uite ce mi-a dat. Ei, ca să nu avem o asemenea... asemenea reproș care nu ne face bine și ne întristează, sigur, atunci ne străduim ca să toate astea să facem în așa fel încât să ajungem la dorința oamenilor să fie. Nu vreau să-mi dați rețeta și nici să dezvăluiți un secret, dar aveți un chec deosebit. Nu am mai mâncat nicăieri, niciunde, la toate, și nu e vorba de România. Pe unde am fost, eu chec ca și la dumneavoastră nu am mâncat. Da, ne spune foarte multă lume. Acum, dacă spun asta, sigur, nu spune secretul, că e secret, dar nu sunt nici modestă, dar nu pot să spun secretul. E o rețetă proprie, să spunem așa? E o rețetă proprie pe care s-a lucrat foarte mulți ani și nu pot decât să recomand cei care se uită la noi și vă fac poftă. Doar să luați și să... pe probate. Deci dacă nu vă place, garantez eu. Puteți să mi-l dați mie. Da, colega întotdeauna. Facem și facem acum checurile astea, sunt așa de sărbători. De obicei facem și chec cu măr, cu lămâie, cacao cu rahat și vanilie. Deci eu de când am descoperit produsul dumneavoastră, am uitat, acum fără să fac reclamă, dar chiar am uitat de panetone și lucruri care vin din export și care nu știu cât de proaspete sunt dacă stau atâtea luni și... Da. Una este, și asta iară e important, dumneavoastră aveți laboratorul, deci în fața e cofetăria, în spate e laboratorul. Ai garanția produsului proaspăt, făcut, de multe ori, chiar vezi că vine tava, atunci vine tava, prăjitura a fost scoasă din cuptor. În momentul acela aproape, da. Da. Da, este, pentru multă lume, este o mare bucurie. Că și eu cred că unul din criteriile cele mai importante pentru care foarte multă lume vine acolo. Domnule, e proaspăt, e făcut. Este că degeaba, dacă acum vedeți, este iarnă, oricât am avea de cât ar fi de proaspete, ele se răcesc foarte repede.
Eu zic că sunt proaspete. Ei, nu-i scos acum, dar nu-i tot una când ies cu cozonacii și sunt calzi și un pic mai răciți. Sunt proaspeți? Da, sunt. Une mâna, dar sunt reci. Apoi cozonacul nu poate fi tot timpul cald. Dar sunt momente când, la sărbători, că nu răzbim și că atunci un pic mai mare, sigur. Sărbătorii nu pot să intru în cofetărie. Apoi acum nu ziceți așa că n-am cofetărie așa de mare. Dar oricum, a fost și eu de sărbători. Nu, nicio șansă. Cofetăria mică și de aceea se umple repede. Un singur lucru mai vreau să amintim. Pe lângă cele două cofetării, respectiv cofetăria de pe Babe și aici la spital, să se știe că tot produsele dumneavoastră sunt, e important să știe lumea că pot face, de altfel am și văzut, pot face comenzi din timp. Da. Indiferent pentru ce produse. Că vreți 3 kg de cornulețe, că vreți aleuri, că vreți tort. Orice, orice. Se pot face comenzi. Da. Și puteți veni în ziua respectivă, la data respectivă, să ridicați. Da, dar comenzile care se preiau aici, unde avem magazinul acesta, da, că nu pot să spun, da. De spital, pot da. Să spun, da, că, da. Așa, le aducem tot aici. Că omul, dacă nu vine la comandă acolo, înseamnă că are o problemă. Ori e prea departe, ori nu are un mijloc de transport. Poate să le ridice de aici. Sigur că da. Și foarte important, aici, da. Tot ceea ce avem pe Babeș, avem și la și aici, la spital. Da. La spital. Da. Și să le spunem că dacă aveți soții gravide care au pofte, pot să și prăjituri și noaptea. Dacă e non-stop. Și ultimul lucru, foarte important, e vorba de capacitatea de producție, indiferent, să nu se sperie nimeni, domnule, dar știți, eu vreau 30-50 de cozonaci, oricât, la dumneavoastră nu cred că ați întâlnit vreodată să nu puteți să faceți față, având în vedere ceea ce aveți acolo. Nu, sigur, având în vedere utilajele care sunt. La fabrica din spate, să zicem așa, mica fabrică. Da. Păi hai să zicem că la cozonaș punem dospitul și coptul maxim în 3 ore, dacă chiar le vrea calde, ceea ce nu, dar nu există să spunem, știți că nu au ajuns sau nu am putut să le facem toate. Nu, nu. Am mai avut și noi probleme cu gazul, cu presiunea, cu nu știu ce. S-a întârziat, să zic, un pic, dar nu în principiu să spun cuiva că nu se poate sau m-am străduit ca fiecare client care ne-a trecut pragul să plece mulțumit de la noi. Da. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim, și vă mai așteptăm la noi. Și încă o dată mulțumim în direct pentru minunatele prăjituri care le dați în fiecare dimineață. Ne revedem mâine la 7 în cea mai bună dimineață. O zi bună să aveți!